Horoscop dragoste, 30 septembrie. Berbec. Dacă te afli într-o relație, este un moment prielnic să te apropii de partener, mai ales că evenimentele din ultima vreme au cam ridicat un zid între voi. Fii mai indulgent, lasă-ți mândria deoparte și exprimă-ți deschis sentimentele față de partener. Dacă ești singur, distrează-te, ieși în oraș, fii exact acea persoană pe care dorești să o atragi alături de tine. Taur. Toate aceste tensiuni și dezacorduri nu sunt atât de bune pentru relația ta de cuplu. Treci printr-o perioadă grea și ai tendința de a te răzbuna pe cei dragi. Nu vei avea nimic de câștigat cu această atitudine. Dimpotrivă, îți vor crea probleme suplimentare. Dacă ești singur, cineva pe care îl știi destul de bine te va lua prin surprindere și va spune ce simte pentru tine. Nu-i refuza totuși invitația în oraș. Ceva bun ar putea ieși de aici. N-ai nimic de pierdut. Gemeni. Ai șansa să limpezești atmosfera dintre tine și partenerul de cuplu. Vorbește despre ceea ce te deranjează. Încearcă să-ți menții calmul și să fii diplomat. Disputele și altercațiile sunt contraproductive. Dincolo de faptul că nu rezolvi nimic, riști să strici și mai mult. Dacă ești singur, canalizează-ți mai bine energia spre un hobby care să te relaxeze. Încearcă să nu mai fii atât de încorsetat de ideea de singurătate. Rac. Totul pare în regulă în viața personală, dar mai tot apare câte ceva turbulențe. Încearcă să nu faci din țânțar armăsar și să nu te lași purtat de valul nervozității. Dacă nu ești de acord cu părerile partenerului de cuplu, încearcă să găsești o cale de compromis. Dacă ești singur, păstrează-ți simțul realității. Nimeni nu este perfect, nici măcar tu, chiar dacă crezi contrariul. Leu. Există câteva probleme care te deranjează în viața de cuplu și chiar poți găsi câteva soluții creative cu ajutorul și cu sprijinul partenerului. Pentru asta însă ar trebui să-i spui sincer ceea ce simți, fără acuze și reproșuri. Dacă ești singur, se pare că ai noroc. Te simți încrezător în forțele proprii și sexy. Cu această atitudine e greu de crezut că nu vei atrage atenția cuiva. Fecioară. Problemele din viața de cuplu sunt departe de a fi rezolvate, însă nu trebuie să renunți. Vorbește, discută, spune ce simți, vină cu idei, cu propuneri și soluții. În acest fel și tu și partenerul veți ști unde vă aflați și vă veți scăpa reciproc de scenarii, îndoieli și suspiciuni. Dacă ești singur, sunt șanse destul de mari să întâlnești pe cineva interesant azi. Balanță. Planetele sunt favorabile relației de cuplu astăzi, iar dacă vrei să te apropii mai mult de partener, să vă întăriți legăturile, încercați să faceți diverse acțiuni împreună. Poate vă înscrieți la vreun curs, vă faceți abonament la sală sau orice altă activitate pe care să o faceți împreună. Dacă ești singur, relaxează-te. Cu cât ești mai încordat, cu atât oamenii se vor îndepărta de tine. Totul va veni atunci când este menit să vină, dar până atunci bucură-te de viață! Scorpion. Se întrevede o îmbunătățire a relației de cuplu, mai ales dacă vei petrece mai mult timp cu partenerul de cuplu. Are nevoie de tine și de dragostea ta. Ar trebui să înțelegi că nu tu ești problema, ci persoana iubită are nevoie de mai multă atenție. Dacă ești singur, te simți sexy și plin de viață. Cu astfel de atitudine este puțin probabil să nu atragi atenția cuiva. Nu ai nimic de pierdut. Săgetător. Este vremea pentru o discuție onestă cu partenerul de cuplu despre ceea ce îți dorești exact de la relație. Dacă lucrurile nu sunt așa cum îți dorești tu, întreabă-te și întreabă-ți partenerul dacă mai este cazul să continuați. Descoperirea răspunsului, indiferent care va fi acesta, va fi o ușurare pentru amândoi. Dacă ești singur, vorbește cu prietenii și ieși în oraș. Nu se știe niciodată ce ți-aduce viața. Capricorn. O zi cu o încărcătură erotică destul de puternică. Plănuiește o seară romantică alături de partener și fă tot ce stă în putere pentru a crea o atmosferă vibrantă. Dacă ești singur, nu este exclusă o întâlnire care să-ți stârnească poftele carnale.
vărsător. Nu mai ignora partenerul, petrece mai mult timp în compania lui și vei vedea că detalii pe care le considerai foarte importante vor ajunge insignifiante. Concentrează-te pe părțile bune din relația ta. Dacă ești singur, nu sta în casă. Astrele sunt favorabile unei întâlniri care să-ți readucă zâmbetul pe buze. Poate fi inclus cineva din trecutul tău. Pești. Nu prea ți ajută visatul cu ochii deschiși. Mai bine îi trece la treabă. Fii mai realist și lămurește ce ai de lămurit cu partenerul. Lucrurile vor lua o turnătură benefică amândurora. Dacă ești singur, ai nevoie de mai multă maturitate și autocontrol. Chiar dacă ești îndrăgostit de persoana respectivă, nu te poți duce tăvăluc peste ea.